Bun găsit, prieteni, la o nouă emisiune electorală în fața dumneavoastră astăzi. Domnul Mihai Mohaci, candidatul pro-România la președinția Consiliului Județean, bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit. Și domnul Cătălin Leonte, candidatul pro-România la un post de consilier județean. Așa este, bună seara. Bine ați venit. E al doilea după mine. Exact, exact. Apropo, acum, dacă nu intrați, rămâneți în CJ sau mergeți mai sus? Așa, o întrebare neplanificată. Vedem ce va fi, nu știm, dar eu sper să câștig președinția de Consiliu Județean, pentru că vin cu experiență în spate, cu experiență. Am citit peste 20 de ani de experiență locală în administrație, și națională, administrație, da. Deci am vă dat seama, am 12 ani de protecția consumatorului, nu mai spun 12 ani de inginerie, am 12 ani de protecția consumatorului, unde am lucrat mii și mii de reclamații. Important să se știe că aveți o meserie la bază, că n-ați sunt fost inginer, de partid din fruncie. Da. Sunt inginer și am proiectat cu materia cenușie de la mine și de la ceilalți colegi, am proiectat industria de rulment, utilajele, noi le-am făcut. Da. Noi le-am copiat după japonezi, după americani, că așa era moda, le desfăceam, le copiam și funcționau. Da. De la prima, fără probe, fără teste, fără, chiar aveam o presă de bile. Presă de bile face cam 3 bile pe secundă făcea, dar din cauza aturației foarte mari, pentru că noi făceam echilibrare dinamică a arborilor în mișcare, cum se face la roți, pleca de pe loc, o presă de 2 tone, așa pleca, prin vibrații se deplasa. Dar pentru că productivitatea era mare, am redus turația și atunci a funcționat. Noi nu aveam timp să facem lucruri în acest gen, pentru că uzinele se creșteau, se mulțeau. Bârlad, Suceava, Ploieștiu, Brașovul extins. Alexandria, parcă la Alexandria, exact, Rulmeț, Alexandria. De asta spun că pe lângă aceea meseria de inginer am venit cu administrație, cu protecția consumatorului, 4 ani de prefectură. Noi am construit proiectul Consiliului Județean, eu spun proiect de guvernare local, județean, l-am construit pe 4 piloni. Exact. Pe sănătate, pe economie, educație, cultură și pe mediu. Lucruri elementare, simple, banale, le spune toată lumea. Ca să nu trecem de la capitolul de banal la capitolul concret, pentru că acești 4 piloni au lucruri concrete. Se vede, așa e. Spitalul clinic 1500 de paturi. Spital clinic de... Spital clinic de urgență. Făcut și susținut de o asociație a medicilor din Vreau să vă întreb un singur lucru. De unde finanțare pentru acest spital? Guvernamentală, locală, fonduri europene, cum vedeți finanțarea? Și. Deci în momentul de față, noi susținem proiectul care este de 5 ani de zile al asociației Noul Spital al Brașovului, care pornește de la o nevoie foarte simplă. Absolut. Brașovul are nevoie de un spital multidisciplinar cu peste 1500 de paturi. Din momentul în care s-a făcut acest spital județean la Brașov, a fost insuficient. Și pentru asta sunt foarte, foarte multe discipline care nu sunt în aceeași clădire. Să presupunem că vine un om în comă la spital. Păi ce facem? Vedem dacă are probleme cu inima, dacă nu are probleme cu inima, îl suim în salvare, îl ducem la neuro. Da. Dacă constatăm că îl aducem înapoi. Ori acest spital multidisciplinar pe care Asociația Nou Spital al Brașovului, împreună cu Colegiul Medicilor, cu Colegiul Farmaciștilor, cu Colegiul Asistenților Medicali și cu Asociația Bolnavilor Cronici din Brașov, filiala Brașov, o susțin, noi suntem unii dintre primii care susținem ceea ce spun specialiștii. Noi nu ne erijăm în specialiști, dar nici nu vrem să ajungem în punctul în care omul are nevoie de o mașină și tu îi dai o motoretă, dar el nu știe să-și ține echilibru pe două roți. Ori este exact același lucru. În momentul în care nevoia este în acest sens, noi venim cu ceea ce știm noi, cu susținerea politică în cadrul Consiliului Județean pentru proiectul lor. Dumneavoastră întrebați de finanțare, discuțiile au fost făcute deja de asociație în parteneriat public-privat, inclusiv cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Foarte bine. Ce este și Consiliul Județean se poate implica. Absolut. Deci, și la nivel guvernamental pot fi obținute fonduri. Adică totul e să vrei să faci acest spital.
Noi, pe lângă partea de spital, am spus-o foarte clar la sănătate. Ne-a trebuit o policlinică pe roți. Era exact, ați anticipat întrebarea, pentru că n-am mai întâlnit la niciun program asemenea. E okay, un lucru itinerant, povestiți detaliați. Policlinica pe roți este o policlinică care asigură un consult de specialitate, nu de medic de familie, de specialitate, pe diverse specialități care se consideră necesare de către cei care o vor utila cu aparatura necesară, dar care să ajungă policlinica pe roți în ultimul cătun, în ultimul sat. E foarte greu cetățeanului vârstnicului să vină la oraș să mai stea și la rând, să mai caute și un bon de ordine, să mai caute și o trimitere de la un medic de familie care este sau nu este în anumite zone. Trebuie să te duci cu această specialitate acolo, să-i dai și o trimitere, să faci și un consult și să-i spui trebuie să te duci acolo. Adică este o latură socială, deci sănătatea am transferat-o exact în domeniul social, pentru că de aceea suntem un partid de centru stânga. Ne pasă tot ce înseamnă element social. Trecând peste aceasta, avem pe partea de mediu ideea de un județ fără peturi, avem pe partea de cultură, am venit cu ideea de un mall cultural și spun cuvântul mall ca să înțeleagă toată lumea. Este o clădire imensă cu multe etaje și săli pentru artă, pictură, pentru muzeul primei școli românești, Juni, muzeul de științe ale naturii, unde copilul să vadă și el un animăluț cum arată, împăiat, nu pe străzi, ursul pe străzi, să-l vadă în rali acolo. Sunt foarte unde artiștii să vină să se exprime. Sunt artiști care n-au acces la săli de spectacol. Costă bani, nu sunt foarte mari. Nu, săli mici cu 10-20 de locuri în care el să se exprime și nu să stea după autorizații, chirii și alte lucruri de genul ăsta care îl împiedică în cultura sau în ceea ce vrea el să facă. Deci punem un accent pe cultura la nivel de județ. Iar în partea de economie și asta las pe colegul, pentru că... Fiecare cu specialitatea lui. Exact, foarte bine, foarte bine. Oricum, făceam o întrebare celălalt invitat. La capitolul economie, pe primul loc este trecută dezvoltarea infrastructurii de transport, dat fiind faptul pentru că Brașovul, zona metropolitană Brașov, a prins o dezvoltare extrem de mare, în special în industria automotive și nu numai. Și poate multor celor care nu au un loc de muncă acolo, localitatea lor, nu au cum să ajungă la aceste centre. A spus că este unul principalul punct pentru care ați dori asemenea. În momentul de față, noi trăim o realitate. Locurile de muncă nu se dezvoltă acolo unde locuim noi, ci se dezvoltă acolo unde găsesc de cuvință proprietarii acelor spații și unde fac niște studii. Sigur că trebuie să rezolve această problemă a mobilității forței de muncă. Foarte mulți din zona Făgărașului lucrează în Germania sau lucrează în Marea Britanie, în Italia, în Spania. Peste tot există acel sistem de trenuri suburbane sau S-Bahn în Germania, care funcționează foarte simplu. Pe linia de cale ferată, garnituri de tren care merg regulat, dar repede, din 30 în 30 de minute către o destinație. În zona fiecărei gări există un loc de parcare din acela supraetajat în care să-ți lași mașina, te-ai suit, în 30 de minute ajungi la locul de muncă pe această cale ferată care degrevează odată calea de rulare clasică pe drumuri naționale care, din păcate, dacă, Doamne ferește, prinzi un accident între Făgăraș și Brașov, nu ai pe unde să o iei, că se circulă pe un singur fir. Despre autostradă m-am săturat și eu, cum v-ați săturat și dumneavoastră, să vorbim la viitor. Și atunci trebuie să faci lucrurile repede. Ori cel mai repede este pe calea ferată deja existentă, doar suplimentând în acest sistem de gândire de trenuri care, cel puțin în perioada în care lumea merge la servici și se întoarce de la servici, să meargă din 30 în 30 de minute sau chiar mai des. Lucru care se întâmplă în Marea Britanie, în Italia, în Spania sau oriunde altundeva în lumea asta. Ăsta este un lucru pe care noi putem face și fără investiții mari, pentru că dacă este să vorbim de investiții, nu o să ajungem niciodată nicăieri. De asta noi am venit și cu ideea transferării acestei activități de drumuri și poduri în subordinea Consiliului Județean Brașov pentru a urgenta toată partea aceasta de reparații. Nu poți, dacă tu ai nevoie și drumul, să spunem, de sub munte este ca bombardat și ai nevoie astăzi, nu poți să aștepți
un an de zile până lansezi licitația, până se adjudecă licitația, până este contestată licitația, până se judecă contestația, trec 2 ani de zile, timp în care oamenii își fărâmă mașinile. Și atunci, dacă faci lucrul ăsta cu forțe proprii, cu bani proprii, ai două câștiguri. Odată, viteza cu care faci lucrurile, doi, costul. Pentru că astăzi, prin licitație, cine își adjudecă? Societăți comerciale. Da. Scopul unei societăți comerciale care este? Să facă profit. Păi atunci cota aia de profit de 15-20%, dacă tu o regăsești în cantitate de drum produs de această companie județeană de drumuri, vei constata că vei avea cu un sfert mai mult drumuri realizate decât dacă ai delega către cineva, ai externaliza, cum se întâmplă astăzi. Corect. Tot la capitolul economic, vreau da, vreau să adaug un singur lucru. La ora actuală, eu candidez ca președinte la Consiliul Județean. Sunt poziția 1 pe lista de buletinul de vot și la președinte și la Consiliul Județean. Pe pagina, poziția 1 pe buletinul de vot, parcă ați spus. Pe buletinul de vot. Poziția 1 suntem. Și sper să rămânem și poziția 1 și după 27 septembrie. Alegătorii vor hotărâ, da. La ora actuală, singura preocupare la nivel de Consiliul Județean este aeroportul. Toți suntem de acord că ne trebuie acest aeroport. Oricine se duce acolo, îl va continua și îl va finaliza. Dar nu poți să lași un județ ca Brașov, un județ urbanizat, un județ care sunt multe distorsiuni între oraș și comunitățile mici, uitate. De asta a apărut și ideea de policlinică pe rost și drumurile județene asfaltate în regim propriu, făcute în regim propriu și asfaltate până în ultimul cătun, chiar și cele agricole. Deci de asta au apărut foarte multe lucruri. Ori Consiliul Județean la ora actuală nu balează decât pe un singur subiect. Atât, de dimineață până seara, aeroport, 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 aeroport. Nu avem un concept pe sănătate. De asta am venit cu sănătate. Pe mediu, am spus un județ fără peturi. Un județ fără peturi înseamnă un județ curat, din punct de vedere al mediului. Fără peturi pe olt, fără peturi pe pâraie. Am avut o problemă cu castorii când eram prefect, pentru că am venit în zonă. Ține minte, castorii, n-ai voie să-i muți din loc, pentru că trebuie ordin de ministru. Dar acei castori invadaseră când eram prefect aeroportul, aduși de cineva, pentru că erau 20 de familii de castori în zona aeroportului. Da? Da. După ce am plecat noi din prefectură, au dispărut și castorii. Și asta e un fapt dovedit, că au dispărut. Am zis, unde sunt castorii? Păi nu mai sunt. Păi cum nu mai sunt? Deci e clar că cineva s-a jucat și se joacă, dar acest aeroport trebuie făcut. Pe lângă el ai nevoie de concepte pe sănătate, pe mediu, pe partea de economie. Noi venim cu lucruri punctuale. Actuala conducere are o viziune doar bazată pe aeroport. Eu spun îngustă, o spun o viziune care nu este pentru anul 2020 și pentru anii ce urmează. Este o viziune care nu pot să ducă mai departe. În administrație ai nevoie de viziune, ai nevoie știți de cultură. Sigur. Din păcate, astăzi, iar fără să critic și fără să dau exemplu nominal al cuiva, pentru că nu asta este ideea, ci de principiu. Din păcate, astăzi prea mult la nivelul Consiliului Județean se reacționează la ce se întâmplă. Dar tu în administrație, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să gândești pentru viitor, proactiv, cum ați spus dumneavoastră și cum este numele partidului nostru, pro-sănătate, pro-educație, pro-infrastructură. Ori asta te face să gândești 2-3 mișcări înainte. Ce ar fi nevoie? Cum se dezvoltă lumea noastră? Oare lumea de astăzi este la fel ca lumea de acum 20 de ani? Avem mai puțin tineri decât generația noastră, a celor din anii 65-80, tinerii care s-au născut după Revoluție sunt mult mai puțini. Vor avea posibilitatea să aibă grijă de noi când vom ajunge noi ca generație la bătrânețe? Da. Hai să ne gândim cu atenție de acum și să nu fim în situația de pompier care trebuie cu o singură mașină de pompier să stingă focul în mai multe locuri. Da. Dacă gândim de acum înainte cum vrem să arate lumea în care noi să îmbătrânim, copiii noștri să trăiască, nu să plece prin alte părți, trebuie să o facem de acum. Și trebuie să o facem cu mintea la noi și nu judecând emoțional. Bă, îmi place de ăla că așa am fost eu obișnuit de ani. Păi hai să ne uităm. Are capacitatea? Ce a făcut? Zice în Biblie un lucru. Judecă pomul după roadele lui. Ori dacă este să judecăm astăzi, fiecare dintre noi, cu conștiința noastră, cum s-au întâmplat lucrurile de până acum, o să constatăm că nu ne-au plăcut chiar toate. Bine. Dar dacă vrem să le schimbăm, trebuie să fim și noi partea schimbării. Primul lucru care poate fi făcut de fiecare
este să nu stea spectator. Pe mine mă doare când mă uit pe sondaje că jumătate din oameni zic, domnule, eu nu mă duc la vot, că oricum nu schimb nimic. Ba schimb, exact cu atitudinea asta de neparticipare, de neimplicare, ajungi ca lucrurile să se întâmple strâmb. Nimeni nu vă poate contrazice. Domnule Mohaci, ce înseamnă, ce presupune master planul pentru turism? Tot așa, concis ca și până acum. Vedeți, noi am, atunci când am gândit și de molul cultural, un mol cultural nu înseamnă numai investiții în cultură și un focar de infecție, în ghilimele, de cultură, dar un focar benefic. Ai nevoie de foarte mulți turiști. Sigur că lucrurile acestea împreună cu un județ fără peturi, împreună cu investițiile din master planul pentru turism, pentru că la dumneavoastră master planul era prevăzut aici alături la Victoria niște pârtii de schi. La ora actuală nu mai poți să investești în partea de jos a pârtilor pentru că temperaturile au crescut și atunci trebuie să te ridici mai sus la înălțime. Brașovul nu mai corespunde decât în zona Postăvaru, partea de sus. Rest trecem în județul următor. Predealul cam clachează. Bun locul a clacat de tot de în mult. Zona Brașovului. De aceea, tot ce înseamnă acest program de guvernare, noi l-am gândit pe 4 ani de zile. Partea de turism. Deci trebuie neapărat Consiliul Județean să se implice în acel master plan de turism și să fie prezent. Avem nevoie de curățenie pe mediu, avem nevoie de cultură pe partea de mol cultural. Toate astea duc ca Brașovul, îl duc în altă etapă. Deci pur și simplu sar câteva trepte. Noi asta am încercat prin acest program de guvernare, să recuperăm ce nu s-a făcut anterior, dar să sărim și niște trepte. Venim cu câteva idei chiar punctuale, dar în spatele acestor idei să nu credeți că nu avem prevăzute, nu numai o gândire, avem prevăzute mult mai multe lucruri care nu le-am putut spune pentru că aglomerăm. Tot repetă Mihai, vrem un județ fără peturi și vrem curățenie. Fiecare dintre noi, dacă am ieșit din țară și am fost în Germania, în Austria sau în Elveția, am fost frapați de curățenia locurilor. Da. Poate că dacă mergem acum în zona munților Făgăraș, priveliștea este aceeași, dar cu siguranță nu este aceeași curățenie. Cum au făcut ei să fie curat? Da. Au lucrat la coerciție. E lucru și de educație de sute de ani, dar nu e educație, este, acolo trebuie are, control și amenzi. Exact, despre asta este nevoie de reguli foarte stricte. Și respectate și puse în practică. Puse în practică chiar dacă doare. Eu sunt convins că oamenii care trăiesc în toate satele astea și comunele astea frumoase din jurul Făgărașului și-ar dori ca comunele lor să fie frumoase. Nu după ce au trecut turiștii de weekend să rămână ca vorba aia după barbari. Dar pentru aceasta este nevoie de reguli și de acea coerciție. Chiar dacă doare și pe neamț îl ustură la buzunar un 400 de euro dacă aruncă un pachet de țigări pe jos. Sigur. Dar lucrul ăsta se face în timp și cu rigoare. Ori noi milităm pentru reguli și pentru rigoare. Reguli, că reguli avem puse în practică să și aplicate. Atunci când am fost prefect, am mai spus-o aici în Făgăraș, o mai spun încă o dată, când am fost prefect eram mândru, era o mândria mea, că atunci când treceam în județul celălalt, pe partea de sus de la Moeciu spre zona cealaltă, celălalt județ era plin de peturi. Era plin de gunoaie pe marginea drumului, pe DN1 și asta eu n-am vrut să văd mizerie, gunoaie, moloz și peturi aruncate ca prefect. Și am lucrat foarte mult cu Agenția de Mediu, cu Garda de Mediu. De asta am spus-o că în cazul Consiliului Județean nu trebuie decât un vot de la cetățeni pe președinte de Consiliul Județean. Și eu îi asigur că într-un an de zile, cu mână de fier, deci nu cu mână moale, cu mână de fier, curăț acest județ de peturi și de toate mizerile. Nu degeaba am 20 de ani de administrație, nu degeaba am stat 4 ani prefect. Eu iubesc acest județ, iubesc orașul în care stau, municipiul Brașov, iubesc și zona Făgăraș, o zonă, nici nu vreau să spun, este o zonă fenomenală în țară. Este o zonă fantastică, împreună cu zona Moeciu, cu Piatra Craiului, deci sunt lucruri deosebite. Dacă ai dragoste de acest județ, investești în el și te preocupi. Noi știm ce trebuie făcut, de asta le spun, votul pe Pro-România și o să vedeți un județ fără peturi. E simplu. E simplu, dar trebuie să fii mână de fier și să stabilești, așa cum spunea colegul, reguli clare. Iar noi am spus-o, dacă nu răspunde o agenție de mediu, o gardă de mediu, noi ne înființăm în cadrul Consiliului Județean un departament de mediu care să monitorizăm și vom lucra cu primarii. Cu primarii pot să lucrez. Sunt oameni deschiși. Când te duci și lucrezi cu primarul o dată, de două ori, nu înțelege? Nu e nicio problemă. E simplu. A treia oară,
coercitiv garda de mediu. Deci putem face, așa a spus colegul, e simplu. Da, este simplu, este banal, dar o să spunem vrei. Noi pentru că știm. Am făcut, ne-am preocupat și știm ce trebuie făcut. Dumneavoastră spuneați că este nevoie și de educație. Într-adevăr, este nevoie de educația de acasă. Oamenii, fiecare dintre noi, dăm educație copiilor noștri. Însă și educația în comunitate și educația în comunitate cu spirit comunitar, să-ți pese de comunitatea ta și tot ce înseamnă asta, inclusiv cu partea de mediu, se învață de foarte tânăr, în grădiniță, în școală. Noi am spus că vrem să dăm un sprijin tuturor primăriilor locale să înființeze acolo unde nu sunt creșe și grădinițe. Pentru că asta este, oamenii tineri care au nevoie să lucreze, nu au poate cu cine să-și lase copiii acasă. E o problemă, Și iată, vă dau un exemplu în municipiul Brașov. Ar fi nevoie de vreo 1500 de locuri în creșe, din care erau vreo 900 și acum, cu noile restricții care s-au aplicat din cauza acestei pandemii, sunt sub 500. Păi ce înseamnă asta? Păi înseamnă că 600 de familii trebuie să găsească o soluție alta decât cea firească a unei grădinițe de stat, fie privată, fie unul dintre părinți să se blocheze acasă și să nu lucreze, ca să stea cu copilul. Ori lucrul ăsta nu este normal. Dar atenție, dumneavoastră ați spus un lucru. Trăiască bunicii. Dar iată că nimeni nu se gândește că începe școala sau a început școala acum. Copiii merg în comunitate. Copiii poate sunt mai rezistenți. Da. Dar mulți dintre ei sunt luați de bunici, de la școală, de la grădiniță. Ăia se pot îmbolnăvi și să fie fatal pentru ei. Da. Din păcate, iată o mostră de lipsă de gândire de data aceasta la nivel guvernamental. Prioritatea guvernului a fost să organizeze alegerile în data de 27 și să nu piardă prea multe puncte electorale până nu este prea târziu, fără să se gândească la acest impact asupra familiilor care poate să apară din cauza acestei boli pentru care, iată, nu există încă un vaccin. Rămânem la sectorul, la domeniul de educație, unde ați spus că veți colabora cu primarii, veți aloca fonduri pentru o rețea de after school în toate localitățile județului, un program foarte important, mai ales pentru cei care efectiv atunci copiii pot mânca ceva, pentru că sunt mulți copii care merg nemâncați la școală, asta e o realitate. Și acest program after school ar duce și la reducerea abandonului școlar, o prioritate foarte mare. Mi se pare, noi am avut o gândire în acest sens, am enunțat-o în programul nostru, de aia în spate e un întreg concept, sunt mult mai multe lucruri. Sigur că ne dorim ca acești copii să se ducă la aceste after school în care să existe o masă caldă, să existe o parte de educație și de supraveghere, pentru că părinții nu mai au timp. Nu mai e ca înainte. Chiar și cu bunicii te salvezi, dar până la urmă bunicii au și ei o anumită capacitate. Nu pot să... Școala a devenit... Sunt lucruri mult mai complicate decât pe vremea lor. Și pe vremea noastră învață altă metodologie. Trebuie cineva care din perioada aceasta să-i supravegheze. De asta am spus-o noi. Noi am gândit-o la nivel de Consiliul Județean și de asta am spus, noi avem viziune pe acest program. Contează foarte mult, și o mai repet din nou, dacă lași deoparte aeroportul, ai 1000 de probleme care trebuie să le rezolvi. Da. Ori la ora actuală nu rezolvăm decât o singură problemă. Problema aeroportul. Măcar de-am rezolva-o. Păi, da, măcar de-am rezolva-o. O să o rezolvăm. Da, în timp o vom rezolva. Da. Dar ce facem până atunci? Blocăm tot județul numai pe aeroport? O să avem aeroport. Foarte bine. O să vină poate mai mulți turiști și o să plece mai mulți dintre noi mai repede în afară. Și dăm de pe. Dar problemele de fond, respectiv, a lipsei locurilor de muncă în județul Brașov, nu o rezolvă nimeni. Pentru că noi vrem să lucrăm asupra cauzelor. Există astăzi o migrație foarte mare în județul Brașov. Din zona Făgărașului sunt plecați în Italia, în Spania, în Germania, în Marea Britanie, în Olanda. Sunt plecați oameni. Bun, pentru ce să vină? Iată că noi astăzi avem o oportunitate imensă. Faptul că există această criză generată de COVID face ca foarte multe companii multinaționale să se gândească să-și schimbe locațiile de producție din China altundeva. Da. De ce să nu fim noi, județul Brașov, un județ țintă pentru aceste companii? Corect.
Dacă am face acest lucru, iată că ne-am rezolvat două lucruri. Problema migrației, oamenii n-ar mai sta acolo, lăsându-și copiii singuri aici sau în grija bunicilor, da. Ar sta în casele lor, pe care le au deja aici, și poate s-ar mulțumi cu un salariu un pic mai mic decât îl câștig, dar e acasă la el și nu-și mai plătește chiria acolo. Corect. O să vă spun un exemplu. Ca deputat în Parlamentul României, fac parte din Comisia de Industrie și Servicii. În Comisia de Industrie și Servicii vin foarte multe probleme și din domeniul zonei acestea, de armament și fabrica de pulberi. Ultima mea interpelare a fost către Ministrul Economiei dacă are de gând să distrugă sau ceva la fabrica de pulberi, la partea de componenta de uraniu de la Feldioara. Am fost asigurat pentru zona aceasta de Făgăraș că nu apare o gândire din aceea haotică care să ducă la distrugere. Eu totdeauna am întrebat în comisie la toți secretarii de stat, la toți miniștrii care am avut în comisie și care au venit, pentru că la ora actuală foarte mult s-a cumpărat pulberi erau de la ucrainieni, după aia de la iugoslavi. Și am întrebat într-una, domnule, dar ce aveți cu Brașovul? De ce nu vreți să finalizați Brașovul? Victor Ponta a dat atunci, a început, când a dat bani la început, a dat bani exact pe domeniul acesta pentru mediu, pentru stațiile de epurare. Dar lucrurile acestea trebuiau duse în continuare. Și Făgărașul, din păcate, are nevoie de o voce care să strige pur și simplu la guvernanți pe acest domeniu. Uh-huh. Pentru că tu aici poți să dezvolți, ești singurul în Europa de Est care poți să construiești pe acest domeniu. Și este păcat să distrugi ceva, dar mai mult poți să aduci și alte firme, pentru că ceea ce spunea colegul este corect. Dar asta înseamnă la nivel de Consiliu Județean o preocupare în acest domeniu. Nu aștept să vină străinul să zice, să vină, știi, nu-mi dai și mie o zonă frumoasă. Nu, te duci tu în întâmpinarea lui, pentru absolut. Că de aia la nivel de Consiliu Județean trebuie să ai neapărat un departament care să lucreze exact pe ce a spus colegul, pe acest concept de economie și de atragerea de investitori. Trebuie să te duci tu spre ei. Așa. Gândiți-vă că ăla care are banii are capacitatea de a alege. Așa cum și dumneavoastră vreți să vă cumpărați o haină, mergeți în mai multe magazine și vă luați pe aia care vă place, culoarea care vă place, mărimea care vă place. Cum îl faci să te aleagă pe tine? Bravo, despre asta e vorba. Corect. Ori primul lucru este să nu-l ții la cozi. Da. Bă, domne, stai că știi că ne înțelegem ca autorizații. Noi trăim în tâmpenia asta că ăia care nu produc nimic trebuie să le dea autorizații la ăia care produc și dau salarii. Așa e. Doi. Păi hai să creezi, să vin în întâmpinare și să crezi ce are nevoie mă la ca să producă repede. Păi să aibă măcar infrastructura. Deci. Adică nu să stau eu să mă scarpin că stai că peste 2 ani fac studiu de fezabilitate să-ți trag curent electric, canalizare și apă. Nu. Le-am gata trase. Da? Și nene, ce vrei? Consiliul Județean. Ce vrei, nene? Ce ai nevoie? O hală de 1000 de metri? Te rog frumos, uite acolo ai branșamentele pregătite, dă-i drumul la treabă. Angajează-ți 50-100 de oameni și dă-i drumul la treabă. Corect. Ne apropiem de final de emisiune. Un cuvânt de încheiere pentru alegători. Cuvântul de încheiere este acela pe care îl repet de atâtea ori. Avem capacitatea de a schimba lucrurile dacă nu ne plac prin implicare. Ori implicarea cea mai simplă pe care o putem face din 4 în 4 ani este să mergem la vot. Să nu ne mulțumim cu bălticica în care suntem și să zicem, merge și așa. Nu merge și așa. Dacă ne gândim la copiii noștri, la nepoții noștri și la noi, bătrâni, când n-o să mai fim în putere, trebuie să facem lucrurile de acum. Ori pentru asta este nevoie de o alternativă. Corect. Domnule Muhaci? Da, eu le spun, votați poziția 1 pe buletinul de vot și președinte și Consiliul Județean, pentru că avem o echipă de specialiști pe domeniile și pe cei 4 piloni care am enunțat. Economie, sănătate, mediu și cultură. Avem acești specialiști cu care venim și nu vin eu singur în fața lor să le cer votul, ci vin cu această echipă pe programul acesta de guvernare local și îl punem la dispoziția celor care sper să ne voteze și sper să înțeleagă că acest program este mai bun decât al celorlalți. Domnilor, nu-mi rămâne decât ca tot românul imparțial să vă urez, cum facem tuturor în cei care vin în studio, succes în alegeri. Mulțumim. Doamne ajută! Doamne ajută! Aceasta a fost emisiunea noastră, sunt Dan Ciocoiu, la bună vedere!